Românii care lucrează cu acte în regulă într-o țară europeană și ajung în șomaj pot să-și transfere această indemnizație în România. La fel și cei care sunt șomeri în România și vor să plece în căutare de lucru într-o țară europeană pot să-și transfere indemnizația de șomaj din România în țara respectivă. În cursul anului 2015, AJOFM Dolj a primit 38 de notificări cu privire la menținerea dreptului la prestații de șomaj pe perioada în care șomerii ai altor state își caută un loc de muncă în România și a emis 3 formulare U2 pentru menținerea dreptului la prestații de șomaj pe perioada în care șomerii români își caută un loc de muncă în alte state. Totodată a eliberat 81 de formulare pentru certificarea perioadelor de asigurare pentru șomaj. Cele mai multe au fost pentru Spania și Germania. De asemenea, o persoană care beneficiază de indemnizație de șomaj într-un stat membru poate solicita menținerea dreptului la prestații de șomaj pe perioada cât se deplasează pe teritoriul altui stat pentru a-și căuta loc de muncă. Exportul indemnizației de șomaj este posibil numai cu acordul instituției care a stabilit dreptul și în anumite condiții. Astfel, instituția care a stabilit dreptul respectivei persoane la șomaj autorizează exportul și eliberează formularul U2 pe baza căruia persoana are dreptul în 7 zile să se adreseze instituției competente din statul de destinație pentru a se înregistra. Exportul indemnizației de șomaj se acordă pe o perioadă de 3 luni, aceasta putând fi prelungită până la maximum 6 luni. Pe perioada exportului, șomerul trebuie să se supună controalelor organizate de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din statul de destinație la care s-a înregistrat și să respecte obligațiile impuse de aceasta. Un român care a lucrat legal într-o țară străină și a avut asigurările de șomaj plătite. În momentul în care rămâne fără job, poate solicita indemnizație în baza unor formulare europene depuse la instituția de ocupare a forței de muncă din țara unde a lucrat ultima dată. În funcție de legislația țării respective, dacă nu are suficientă vechime, poate cere în baza formularului U1 certificarea perioadelor de asigurare în România.